De la această bibliotecă oamenii împrumută haine, nu romane polițiste. Bun venit la Lena, biblioteca modei din Amsterdam. Este răspunsul olandez la deșeurile textile și la poluarea de care se face vinovată industria de profil. Mă ocup de lucrurile vintage. Mereu am fost implicată în reciclarea hainelor prin magazinele vintage, dar în ziua de azi este greu să găsești ceva ce-ți place și chiar dacă găsești, adesea sfârșește ca o nouă haină second hand în dulapurile tale. Este o rușine și așa ne-a venit ideea, să împărțim unii cu alții hainele în ceea ce este de fapt o mare garderobă în comun. Sute de rochii, de fuste, de pantaloni și cămăși sunt sortate pe stiluri și mărci. Se pot împrumuta pentru câțiva cenți sau câțiva euro pe zi. Hainele se pot și cumpăra. Cele care au fost împrumutate sunt spălate și călcate, înainte de a fi repuse în raft. Ca în orice bibliotecă, utilizatorii sunt mai întâi înregistrați. Biblioteca Modei se laudă că are între timp aproximativ 6.000 de membri. Este foarte flexibil și e drăguț să-ți iei ceva nou fără să trebuiască să cumperi propriu-zis. Câteodată vrei să porți ceva extravagant, de genul blazerului roz pe care tocmai l-am probat. Poate că nu porți așa ceva frecvent, doar la o ocazie specială. E nostim. Este pur și simplu foarte frumos. Cred că ar trebui să existe mai multe spații ca acesta. Atâtea haine se cumpără doar pentru a nu fi purtate. Este o modalitate grozavă de a purta haine noi fără a prejudicia planeta. Într-o epocă în care moda se schimbă rapid, Organizația Națiunilor Unite spune că un consumator obișnuit cumpără în medie cu 60% mai multe haine decât în urmă cu 15 ani și renunță la ele de două ori mai repede. În fiecare secundă la nivel global, echivalentul unui camion încărcat cu haine este ars sau aruncat la gunoi. Multe haine vechi ajung în țări africane. Acolo ajung direct în grob de gunoi sau sunt vândute la second hand, inundând piețele locale. Industria modei are mare impact asupra mediului. Este responsabilă pentru un sfert din poluarea apei la nivel mondial. Înapoi la Amsterdam. Biblioteca Modei are acum propriul magazin online, dar și puncte de colectare și de distribuție în alte orașe olandeze. Cred cu tărie că acesta este viitorul și că așa trebuie să fie, fiindcă suntem obligați să trecem la alte sisteme. Nu putem continua să producem și să consumăm la același nivel, fiindcă resursele se epuizează. Așa că sperăm să fim sursă de inspirație și pentru alții și că fabricanții de vestimentație vor adopta acest model. Atunci, cei preocupați de modă nu doar că vor arăta bine, ei se și vor simți bine, fiindcă vor ști că hobby-ul lor este sustenabil.